Ursulețul rătăcit. Trăia odată, într-o pădure îndepărtată, o ursoaică mare și frumoasă ce avea un ursuleț pe nume Martinel. Fiind singurul ei pui, aceasta îl locuia oriunde mergea și avea grijă de el ca de ochii din cap. Într-o zi însorită de vară, ursoaica se hotărî să meargă după mâncare în pădurea de lângă șosea. Nu stătu mult pe gânduri și luă și pe micul Martinel și porniră împreună la drum să caute mâncare. Pe creanga unui copac, aceasta zări un stup cu miere și deodată se urcă după el. Martinel așteptă jos și se juca cu zecile de fluturași multicolori. Alerga după ei de colo până colo și deodată se trezi singur în desișul pădurii. Văzându-se singur, s-a speriat foarte tare și a început să o strige pe mama lui, dar aceasta nu era nicăieri și în depărtare se auzea doar ecoul lui strigând: "Mama! Mama!" Trist, speriat și înfometat, acesta găsi după un tufiș mare un trunc de copac și se puse puțin să se odihnească. Totuși, gândul că s-a pierdut și poate nu o să o mai vadă niciodată pe mama lui nu-i dădea pace, așa că porni iar în căutarea lui. Când coborâ ursoaica din copac, văzu că Martinel nu e nicăieri, necăjită și speriată, porni în căutarea lui. Șoseaua de lângă pădure ducea către o cabană, unde în fiecare weekend o familie ieșea cu copiii. Ca în fiecare săptămână, ieșea la plimbare prin pădure, dar de data asta avea să se întâmple ceva special. La marginea pădurii, cei doi copii au văzut un ghemotoc de blană. Lângă un copac, Martinel zăcea fără putere și înfrigurat. Copiii au fost foarte încântați la vederea ursulețului și au vrut să-l ducă acasă pentru a-l îngriji până acesta își va reveni. În timp ce se îndreptau cu Martinel spre cabană, ursoaica îl căuta disperată prin desișul pădurii. Ajunși la cabană, copiii au făcut repede un mic așternut și l-au pus în camera lor, în timp ce mama încălzea laptele pentru a servi pe micul oaspete. Pentru început, acesta a băut laptele dintr-o seringă, după care s-a liniștit și a adormit. A doua zi, familia se întorcea la casa din oraș și, văzând că Martinel încă nu s-a refăcut complet, au hotărât să-l ia cu ei. Pe drum, acesta era alintat de copii și se simțea în siguranță. Acasă, tata i-a pus lăpticul într-o sticlă cu biberon și acum era mult mai ușor de hrănit. Zilele treceau, iar Martinel părea să fie fericit alături de familia care îl iubea. Aceștia l-au învățat chiar și să-și țină sticla și să mănânce singur. Cât era ziua de lungă, alerga cu copiii prin curtea din spatele casei, iar când nu era nimeni acasă, se frișa pe geamul întredeschis în grădină. Încerca să se cațere în copaci din grădină, cum o văzuse pe mama lui, crezând că va găsi mâncare, dar nu reuși. Gustul ierbii din grădină nu era același cu acela din poiana în care mergea cu mama lui. Deodată, dintre flori, ieși pisica. La început se sperie de ea, dar aceasta era dornică de a-și găsi un partener de joacă. Și așa, în fiecare zi, când rămânea singur, se juca cu pisica. Mai retras era cățelul, care părea să nu îl placă pe micul ghemotoc de blană, dar într-o zi s-a apropiat și a luat parte la mica joacă dintre ursuleț și pisică. Când membrii familiei soseau acasă, Martinel le sărea în brațe. Aceștia au prins drag de micul ursuleț și se jucau cu el prin grădină. În timp ce Martinel își petrecea timpul cu familia adoptivă, ursoaica îl căuta prin cele mai ascunse locuri ale pădurii. Ieșea la șosea și urmărea mașinile care treceau, speranța că micul ei odor își va face apariția. Acesta era de negăsit, iar pe zi ce trecea, pe ursoaica mamă o ardea dorul de puiul ei. Se apropia weekendul, iar familia se pregătea în fiecare sfârșit de săptămână să-și petreacă timpul la cabană. Pentru că Martinel își reveni, aceștia hotărâ să plece împreună cu el în căutarea mamei. Drumul prin pădure fu lung și anevoios, dar în cele din urmă, aceștia o zăriră lângă șosea. Micul Martinel alerga într-un suflet în brațele mamei. Aceasta luă în brațe și îl pupă. Copiii au fost foarte fericiți să vadă că micul ursuleț e din nou în brațele mamei, așa că i-au lăsat să se bucure de această revedere și au plecat la cabană. Ursoaica își luă micul pui și porniră spre vizuină. Ajunși la adăpost, ca o mamă grijulie ce era, ursoaica îi certă pe micul neastâmpărat și îi spuse să nu mai plece niciodată de lângă ea.
Acesta îi promise mamei că va asculta mereu sfaturile ei și nu o să se mai dezlipească de ea. Ursoaica era bucuroasă că și-a recuperat puiul pierdut și, fiind sigură că acesta și-a învățat lecția, ieșise în poiana de lângă vizuină pentru a se juca împreună. Clipele în care au fost departe unul de celălalt i-au făcut ca acum să fie mai uniți ca niciodată. Pe chipul lor se putea citi fericirea revederii.